Bun venit, suntem la Hotel Crown Plaza București. Alături de mine, invitată este Olivia Petre, consultant în psihologie organizațională, specialist în comunicare. Olivia a dezvoltat un program care se numește CEARTA, tehnici de gestionare a conflictelor. CEARTA, Olivia. Ce? Arta. Asta sună mai bine. Bun venit. Bine v-am găsit și mulțumesc mult pentru invitație. Că ai venit. Spune-mi, tu chiar visezi la o lume fără conflicte? O lume fără conflicte? Nu. Chiar deloc, a spune. Știi la ce visez? Visez azi, cel puțin, mai degrabă la o lume în care oamenii reușesc să-și gestioneze conflictele în mod eficient. Pentru că, de fapt, numai asta le permite să se întâlnească cu adevărat, așa, în toată splendoarea, spunea, unicităților. Într-un spațiu de acceptare în care cred că am avea ocazia să ne îmbogățim din absolut fiecare interacțiune. Și, din fericire, în ultimii ani chiar am început să lucrez activ la acest vis prin programul de care povestești. Mă gândeam însă că întrebarea ta mi-activează o altă parte, mă duc puțin înapoi în copilărie și cred că dacă m-ai fi întrebat asta acum ceva vreme, ți-aș fi răspuns un mare da entuziast, aș fi zis da, o lume fără conflicte, ideală, da, utopică, nu? Într-adevăr, pe mine m-a locuit mult timp acest vis, din copilărie până acum ceva vreme, în sensul în care mă gândeam că atunci când o să fiu mare, o să am pentru mine o familie în care nu există ceartă. Eram convinsă că asta trebuie să fie definiția unei familii fericite, o familie în care oamenii nu se ceartă niciodată. Proiectam, evident, proiectam cumva un viitor idealist care era opus realității cu care mă confruntam eu atunci, pe care nu puteam nici înțelege și nici controla. Se certau mult părinții? Asta vedeai în familie atunci? Eram, a spune, într-un mediu, da, în care nu se certau rău, în sensul de acesta de grav, dar se certau des. Cumva erau multe persoane obișnuite să-și verbalizeze emoțiile așa și să escaladeze foarte repede, se aprindeau focuri de paie din tot felul de lucruri, inclusiv nimicuri, lucruri triviale. Și îmi amintesc că asta m-a afectat foarte tare, atât de mult încât chiar atunci când mă jucam cu prietenele mele, noi aveam un moment în care, noi așa imitând adulți, spuneam, acum ne certăm, acum hai să ne certăm, pentru că asta vedeam. Wow! Și între timp s-a schimbat ceva? Cel puțin în tine, nu numai în ceea ce faci tu și cu ceea ce te ocupi, dar? Multe s-a schimbat, nu totul. Între timp, în primul rând, am înțeles ceva ce poate părea contraintuitiv, și anume, conflictul nu este inamicul fericirii. Chiar a spune, poate fi un catalizator al ei în anumite contexte și studiile ne arată asta. De fapt, ele, metastudiile, da, cele realizate pe timp de zeci de ani asupra cuplurilor, arată că diferența între acele cupluri care trec proba timpului și rezistă și în care, mai mult decât atât, partenerii se simt cel puțin satisfăcuți, dacă nu chiar împliniți, pe termen lung, și acele cupluri care se destramă, nu este dată de absența conflictelor, așa cum credeam eu și îmi propuneam să fac. Diferența este dată, de fapt, de modul în care cei implicați în acel parteneriat reușesc să-și accepte și să-și rezolve conflictele. Deci conflictele au un potențial benefic, să înțeleg? Și un potențial benefic, a spune. Deci cumva, cred că asta este, avem aici o veste proastă și o veste bună. Vestea proastă și ceea ce am înțeles și eu târziu și cu greu, dar mai bine decât niciodată, este faptul că nu există cuplu, nu există echipă, nu există prietenie, până la urmă nu există relație vie în care să nu apară conflictele. Mai mult decât atât, eu sunt suspicioasă dacă, nu știu, la o sesiune de coaching vine cineva și îmi spune nu m-am certat cu partenerul meu de nu știu câți ani. Mai degrabă, ăsta e un indicator că cineva s-a retras emoțional de acolo și atunci ai o prezență fizică, dar ai o absență emoțională. În schimb, vestea bună e că putem învăța această ceartă, cum am denumit-o eu, arta de a ne certa constructiv, astfel încât să deblocăm ceea ce ai spus tu, potențialul benefic al conflictelor, pentru că, deși el există de foarte multe ori în tornada emoțională în care ne aflăm atâta timp cât un conflict este deschis, ne este foarte greu să-l vedem.
de-abia în matematica de după, așa fac analogia cu o ceață care se ridică, da, după furtună, pe măsură ce pătrunde soarele, capacitatea mea de a înțelege și de a extrage sensul, încep să văd acest potențial benefic, încep să văd drumul care devine mai clar în urma conflictului. Cum poate fi gestionat un conflict în mod eficient? Vedem că la nivel internațional mocnește, izbucnește, explodează, distruge conflictul, nimicește. Nu exact. Avem sentimentul că un conflict poate fi gestionat eficient. Se poate sau nu? Cu siguranță se poate și cu siguranță nu este ușor. A spune că e un proiect de viață, dar unul prin care trebuie să trecem. Pentru că e clar, conflictele sunt nu numai naturale, ci sunt dintr-o anumită perspectivă chiar sănătoase. Ele sunt necesare în evoluția noastră, pentru că inclusiv simțul identității și capacitatea noastră de a crea și de a menține relații cu alte persoane din jur, de a coexista, de a conlucra, de a forma, iată, familie, cum vorbeam la început, depinde de cât de mult reușim să ne creștem aceste abilități. Însă, da, ce se întâmplă la nivel internațional e tot mai îngrijorător. În absolut toate formările pe care le-am făcut pe tema asta, am trecut, evident, prin exemplul acestui conflict, care este unul ce merge pe generații. Exact, transgenerațional. Exact. Teribil. Da. Da, și e foarte interesant că el poate da la un moment dat și o formă de dependență, adică devine o parte din identitatea de grup și o parte din identitatea de sine. Eu mă gândesc la mine ca fiind, nu știu, un luptător de partea dreptății, da? Cum o consideră fiecare parte. Dar ca să revin la întrebare, sunt foarte multe tehnici, tehnici aplicate pe care le putem folosi pentru gestionarea conflictelor și ele depind de tipul conflictului și de miza în care ne aflăm. În general, așa avem o dinamică pe două axe, pentru că apar conflictele până la urmă ca o incompatibilitate între nevoile și dorințele mele, da, și nevoile și dorințele unei alte părți. E, în funcție de cât de mult accent pun eu pe a le satisface pe ale mele sau pe a le satisface pe ale tale, aduc și presiune relației, da? Dacă merg mai mult pe satisfacerea dorințelor tale, cel puțin în aceeași măsură cu ale mele, presiunea pe relație este mai mică. Dacă dimpotrivă miza mea este să-mi îndeplinesc numai propria agenda, atunci presiunea este mai mare. Și din perspectiva asta ar fi, să spun, o tehnică probabil generală. Ce ne ajută în gestionarea conflictelor? În primul rând, ne ajută să depășim mentalitatea aceasta adversativă, de competiție, care, din păcate, multora dintre noi, tu știi, în spațiul acesta, cel puțin cultural și de educație, ne-a fost inoculată și care de multe ori este hrănită în mod voit, și anume categorizarea aceasta de genul eu versus tu, da. Nu știu, partidul X contra celuilalt partid, vacciniști versus conspiraționiști. Trebuie să depășim această mentalitate și să intrăm într-o zonă în general de colaborare în care să încercăm să ne tolerăm opiniile diferite, care reprezintă poziții, așa se numesc în psihologia conflictului, și în ciuda lor să căutăm să vedem care sunt acele mize comune. Să construim practic niște punți, pentru că oricum nimeni nu se va schimba în modul în care vrem noi dacă nu este mai întâi acceptat așa cum este el. Îmi place domeniul ăsta nou, Olivia, cumva intitulat Psihologia Păcii, sincer. Adică am văzut că se evidențiază psihologi ai păcii. Cred că avem nevoie mai mult ca niciodată, poate în vremuri trăite de noi, că dacă ar fi să ne ducem la evul mediu, nu cred că e cazul. Nu cred că am avea posibilitatea de a înțelege ce s-a întâmplat atunci. Tu ce zici? Te încadrezi aici? Ești un psiholog al păcii? Cel puțin asta mă străduiesc să fiu. Și o spun așa cu smerenie, dar și cu responsabilitate, iar conștientă că este un proiect pe termen lung. Nu e un examen pe care l-am trecut, da? Am reușit să gestionez mai bine acest conflict și gata, de acum așa va fi întotdeauna. Și eu am zile în care nu reușesc cumva să îmi duc comportamentele la înălțimea acestor valori, dar perseverez și
cumva cred foarte mult în această idee, acest principiu potrivit căreia schimbarea începe cu noi. Și atunci încep în primul rând să fac pace în mine, toate conflictele, apropo, de fapt, întâi, într-o primă etapă, înainte de conflict deschis, sunt niște conflicte interioare, o tensiune interioară. Încerc să identific emoțiile pe care le simt în mod corect, să văd care este elementul declanșator din afară și apoi să pun în practică niște modalități blânde, descriptive, constructive în a le comunica. Acceptând însă un lucru care cred că este printre cele mai grele. Uite, vreau să te întreb și pe tine ce părere ai aici, că adesea întreb și cursanții mei, care crezi, Florentina, că sunt cele două sau cele două cuvinte, da? Hai să o punem așa. Care crezi că sunt cele două cuvinte pe care aproape toată lumea își dorește să le audă de-a lungul vieții? Așa, două cuvinte pe care atunci când le auzi te fac să te simți foarte bine, foarte mândru. Două cuvinte. Foarte mândru, foarte bine. Da. Primordial, cred că este te iubesc. Pe urmă m-aș gândi te văd. Te aud, te înțeleg. Susțin foarte mult tot ceea ce spui. Cred că sunt multe, dar primordial cred că este te iubesc. Dar ca să poți ajunge acolo, Olivia, cel mai necesar, cred că trebuie să ajungi să ai o pace. Acea pace dintre inimă și minte. Că tot așa se numește și conferințele pe care le susțin împreună cu profesorii Dulcan și Ciurea. Pacea asta dintre inimă și minte este fundamentală, primordială. Și chiar citeam zilele trecute că nu există succes adevărat fără pacea minții. Mm-hmm. Da, rezonez foarte mult cu ce ai pus cumva pe masă, însă vin cumva dintr-o postură poate de avocatul diavolului aici și spun că eu înclin să cred că, deși mi-aș dori să fie așa și să ne dorim de fapt să auzim mai des te iubesc, de cele mai multe ori ne dorim sau căutăm să auzim alte două cuvinte și anume ai dreptate. Oh, da. Da? Te simți atât de bine când cineva validat, are dreptate. Exact. Nu? Atât de validat cumva. Ego-ul îți este periat și ce se întâmplă în momentul acela. Eu cumva am o confirmare a faptului că dintr-un anumit punct de vedere îi sunt superior celuilalt. Da. Deci am dreptate, deci sunt mai tare, știu mai bine, sunt mai inteligent și așa mai departe. Și din păcate cred că ne pierdem extraordinar de multă energie în a căuta și în a vrea să dovedim că avem dreptate. Apropo de gestionare eficientă a conflictelor, trebuie să depășim această dorință, să înțelegem cumva că ea este nocivă și ceea ce în psihologia conflictelor se numește capcana dreptății. În realitate există extrem de puține situații în care cineva are 100% dreptate și cineva este 100% în eroare și atunci perspectiva asta că într-un conflict trebuie să existe un câștigător, da? De partea căruia este dreptatea și un perdant, este în sine toxică și ea ne blochează. Numai după ce depășim dorința asta și intrăm într-un spațiu de colaborare și într-un spațiu în care înțelegem că de multe ori a avea răbdare și exact cum atât de bine punctai a te vedea, a te asculta, se întâmplă cu adevărat, de-abia atunci îl pot întâlni pe celălalt și de-abia atunci pot să văd care sunt perspectivele lui și să accesezi ceea ce mai numesc eu maturitate emoțională în umbrela aceasta și anume am puterea de a tolera disconfortul unei opinii diferite fără să mă retrag din acea conversație și fără să-l desconsider pe celălalt. Mai mult decât atât, dacă pot și dacă m-am dezvoltat suficient, manifest chiar o curiozitate față de motivele care l-au dus pe el la, nu știu, opinie diferită pe un subiect. Aici e important să nu mai gândim în categoriile acestea binare. Da? Avem o opinie diferită, de exemplu, noi două, poate într-o anumită privință, dar cu siguranță pe alte frecvențe putem avea opinii similare sau putem găsi sau crea până la urmă alte punți între noi. Corect. Însă, din păcate, primele lucruri care se întâmplă după ce se creează starea, tensiunea, înjurăturile, nu? Loviturile, nu?
și, Doamne ferește, de cei mai rău, de ajuns pe undeva pe la spital. Dar, Olivia, oamenii nu văd lumea în același fel. Cum putem să-i facem să înțeleagă pe unii, pe alții, că modul în care acționează chiar le face rău unor oameni? Adică, eu mă gândesc de multe ori, oamenii ăștia nu conștientizează că chiar pot face rău până nu li se spune, nu li se explică. Nu știu. Noi nu vedem lumea la fel. Avem opinii diferite, exact. Avem păreri diferite. Simțim, poate, diferit. Nu? Sigur. Cum? Sigur. Cum facem? Cred că, în primul rând, aici e important să pornim de la conștientizarea faptului că oamenii văd lumea sau își permit să vadă lumea în funcție de nevoile pe care le au. Da, noi putem să stăm acum, iată, într-un cadru și să vorbim de niște nevoi de validare. Avem luxul de a o face. Făceam analogie cu ce ai spus mai devreme, da, de-a lungul istoriei. Au fost atât de multe momente în care prioritar era să vedem lumea în termen de ce poate constitui hrană, ce poate constitui pericol. Da? Revenim la teoriile primordiale ale motivației, la piramida lui Maslow, și a spune că inclusiv cu ceea ce se întâmplă azi în lume, trebuie să căutăm să înțelegem faptul că oamenii acționează în primul rând nu neapărat ca să facă rău sau bine, ca să creeze un conflict, ci ca să-și acopere nevoile. Cu cât aceste nevoi sunt la baza piramidei, adică legate de securitate fizică, legate de hrană, legate de protejarea celor din jur, deci nevoile acestea de bază, cu atât acțiunile lor pot fi mai impulsive. Și e clar, noi încercăm să ne acoperim nevoile fie prin niște acțiuni bune, eficiente, care nu au efect negativ asupra celorlalți, dar iată și prin acțiuni care uneori au un efect dăunător, destructiv chiar asupra celorlalți. Așa că, dincolo, adică aș evita cumva să îmi asum un titlu de salvator și m-aș uita puțin la o altă întrebare. În ce măsură pot eu să contribui sau să-l ajut pe omul respectiv să-și acopere nevoia pe care o are într-un mod mai constructiv? Și asta poate să fie o întrebare pe care să ne punem uneori la nivel individual, da, că tot vorbeam, că pacea începe cu noi, dar și la nivel de societate, dincolo de a arăta cu degetul, pentru că din perspectiva asta, inclusiv aceste cazuri pe care le vedem la știri în state, din categoria conflict în care un elev își împușcă foștii colegi de școală, ele pot fi un mod ineficient, destructiv, în care acea persoană încearcă să fie văzută, încearcă să-și acopere o nevoie de conectare sau de a fi luat în seamă, de a deveni cineva, iată, într-un mod cât se poate de dramatic și de extrem. Dar în spate este o nevoie care, dacă ar fi fost poate observată la timp și dacă ar fi fost adresată printr-un efort comun la nivel de familie, la nivel de societate, la nivel de oameni din cercul de prieteni, am fi putut evita să ajungem acolo. Deci, atunci când avem sentimentul că cineva are ceva cu noi, decât să presupunem, mai bine cerem clarificări. Nu? Uh-huh. Da, asta nu se întâmplă nici în familie. Știi? Da. Le lași așa. Las-o așa că trece. Mai bine o zi și încă o zi și între timp se uită și poate nu mai e cazul. Deși nu e așa. Că mocnește. Povestea mocnește acolo și animozitatea se transformă. Și devine o travă. A spune. Inclusiv la nivel sufletesc, nu? Da, exact. Doar suntem un sistem și uite, chiar așa îmi place să mă uit la conflicte, apropo de faptul că ele sunt naturale. De ce? Pentru că inclusiv familia, relațiile de care vorbeai, recrează cumva dinamica unui sistem și într-un sistem e inevitabil să nu apară presiuni din afară, să nu apară provocări, să nu apară tensiuni create de faptul că oamenii se schimbă, au diferite dorințe și așa mai departe. Și atunci conflictul, care e diferit de ceartă, ceartă e doar un mod în care poți să-l adresezi, dar conflictul în sine apare ca ce? Ca o invitație, ca un semn că trebuie detensionat acel sistem, trebuie integrată acea diferență, acea desincronizare.
din păcate, a spune, lipsește această componentă din educația noastră în acest spațiu cultural, într-adevăr, de a cere clarificări. Prin refrazare, prin sumarizare, sunt tehnici pe care le putem folosi, pentru că este mai ușor. Mintea face un scurt circuit practic atunci când presupune. Ce se întâmplă mai departe, mi se pare că este însă mai periculos și din punctul meu de vedere ai pus un punct pe i, apropo de cum putem gestiona eficient conflictele, pentru că este vorba de aceste mecanisme ale reprimării. Da? În momentul în care un lucru este foarte important pentru mine, mă deranjează, dar din diverse motive aleg să nu-l comunic, ce fac? Ca să merg iar pe o analogie, este că călbac sub preș, da? Și de fiecare dată când mai adun o bucățică de adevăr, cu cât e mai importantă pentru mine, cu atât mai mare, e ca și cum eu hrănesc acel mic monstruleț și așa mă pot trezi într-o bună zi, dacă monstrul, între ghilimele, vine și atacă pe neașteptate. Apare așa numitele certuri din nimic. Da. În fapt, de multe ori, ele sunt declanșate de un punct de saturație la care eu am ajuns prin toate lucrurile pe care le-am tăinuit. Și de aceea spuneam că adevărurile tăinuite de multe ori devin otrăvitoare.